Bună seara, în primul rând. Nu merg la niciun meci chitit pe remiză. Niciodată. Eu le-am spus că mie nu-mi plac egalurile, dar din păcate văd că deja am ajuns la al treilea. Știam împotriva cui jucăm, o echipă foarte bună, a demonstrat-o și din punctul meu de vedere este, cred că din punct de vedere al posesiei, al vitezei de joc, cu un joc foarte elaborat și foarte spectaculos, este la momentul ăsta la care vorbim, este cea mai bună echipă din campionat, care pune o presiune foarte mare pe adversar. Ne-am pregătit întocmai, cred că noi am făcut o partidă bună din punct de vedere defensiv, am suferit pe construcție, am suferit pe atac, am pregătit altceva pentru acest meci, nu ne-a ieșit și până la urmă trebuie să fim mulțumiți cu un punct, este un punct câștigat prin muncă, prin atitudine și dacă eram puțin mai concentrați, poate că puteam să, la câteva situații avute, puteam să și câștigăm acest meci. Dar trebuie să-i felicit pe jucători pentru felul cum au abordat acest meci, pentru organizarea pe care au avut-o, pentru partea defensivă și pentru atitudine și dorința lor. Pot fi cele două echipe în play-off? Cred că acum pot fi multe echipe în play-off. Fiecare își dorește mai mult, toți ne dorim și noi pentru asta muncim. Am făcut foarte multe schimbări, nu suntem încă omogeni. Am adus 13-14 jucători, am schimbat o întreagă echipă, am rămas doar cu 3-4 titulari din sezonul trecut. Trebuie să-i implementăm, să reușim să îi omogenizăm cât mai repede și să arătăm altfel la meciurile viitoare, pentru că eu îmi doresc ca echipa mea să joace fotbal, îmi doresc ca echipa mea, exact ce face și Marius, să pe atac, să jucăm, să punem probleme, să ne creăm ocazii. Chiar dacă cu etape în urmă am avut câte 3-4 ocazii clare, trebuie să și recunosc că astăzi am întâlnit o echipă foarte bună. Chiar dacă au jucat joi în Cupa UEFA, în Europa, au calitate foarte bună și sunt foarte omogeni, se cunosc foarte bine, au niște trasee foarte bine stabilite și mă bucur că am contracarat puțin aceste trasee și acest joc al lor. Ești unul dintre preferații lui Valeriu Estime din Ligante și știi de acest lucru. Te gândești ca viitorul tău să fie la Botoșani? E posibil orice în viață. Noi, asta este munca noastră, muncim ca să avem rezultate, să fiecare dintre noi ca antrenori, sau cel puțin vorbesc de mine, îmi doresc normal să evoluez, să fiu și de ce nu ajunge să antrena echipe bune, echipe de top, să zicem. Ne dorim asta. Tot timpul le-am spus-o și jucătorilor să-și dorească mai mult, să nu se mulțumească niciodată cu puțin. Orice e posibil în viață. Astăzi pot să fii la Liga 1, mâine pot să fii la Liga 2 și așa mai departe. Ține și de șansă, ține și de munca pe care o faci, de rezultatele pe care le ai. Orice este posibil, de ce nu? Apropo de Liga 1, Liga 2, ai adus mulți jucători în nume, care nu prea au jucat. Când se vor integra? Când vei putea miza pe ei? Când vor avea rezultate? Trebuie să... Da, sunt jucători care vin după un timp de inactivitate și Tănase are o lună jumătate de când, aproape 2 luni de fapt, de când nu joacă. Gardoș, că bănuiesc că la ei vă referiți, Gardoș la fel are ceva timp de când nu a jucat, a venit după acea accidentare și s-a refăcut din punct de vedere, să zicem, medical și fizic, încă nu mai are de acumulat, la fel și Tănase, care mai are și ceva kilograme în plus și vedeți că îi ușor, ușor le dau minute pentru că trebuie să-și regăsească din nou reperele, trebuie să aibă tonus, trebuie să simtă puțin și adversarul și una e antrenamentul, alta este jocul. Eu sper că într-o perioadă foarte scurtă ei vor ajunge la cel mai bun nivel al lor.